Începând cu data de 1 aprilie 2022, prețul de producere, transport și distribuția energiei termice furnizate în sistem centralizat a fost stabilit la 361 de lei pe gigacalorie, inclusiv TVA. Diferența de 23 de lei per gigacalorie dintre prețul de producere și cel de facturare al energiei termice către populație a fost asigurată din bugetul local al municipiului. Pentru iarna aceasta, prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice livrată de CET Govora va sări de 500 de lei. Pentru a veni în sprijinul populației, Consiliul Local ar putea acorda anul acesta o subvenție de 139 de lei per gigacalorie. Cu siguranță prețul gigacalorie va crește, pentru că a crescut în toată țara, deci e o treabă reală. De exemplu, am întrebat colegul meu de la Severin. La Severin, gigacalorie este peste 920 de lei, dacă nu mă înșel, ceea ce este fantastic de mult, pentru că ei folosesc păcură și un apartament cu două camere consumă minimum 2 gigacalorie. Să plătești 1800 lei este fantastic de mult. La noi suntem într-un caz mai fericit. Gigacalorie este undeva la 530 de lei, pe acolo este. Vom încerca să subvenționăm maximul ce ne permite legea. Deci vom face un efort și asta e o veste foarte bună pentru locuitori, să subvenționăm cu, legea ne permite, cu 139 de lei, dacă nu mă înșel, maximul care putem face. Asta ar însemna că din 530, fără 139, 400, dar și așa... Dar va mai duce prin Consiliul Local o hotărâre cu privire la majorarea prețului? Cu siguranță, da. Iar gigacaloria va ajunge undeva la 400 de lei plătit de populație. E un ajutor substanțial pe care îl dăm, dar în același timp suntem îngrijorați pentru că sunt oameni care au pensii de 1000 de lei, iar să plătești, te gândești că ai 800 de lei, să plătești căldura este foarte mult. Dar comparativ cu celelalte municipii din țară avem cel mai mic preț. Noi vom băga în Consiliul Local aprobarea prețului. Sunt convins că niciun consilier local nu va vota majorarea. Dar ce te faci, pentru că acest preț este aprobat de către București și va fi obligatoriu. Deci chiar dacă noi nu-l aprobăm, la primul termen va fi obligat să-l aprobăm. Noi trebuie să fim realiști, să ne mințim pe oameni. Gazul a crescut de nu știu câte ori, curentul a crescut de atâtea ori, deci și furnizorii de energie efectiv nu fac față, deci intră în faliment. Deci asta e situația, conjunctura, care nu este numai România, este conjunctura, după cum vedeți, în întreaga Europa. CET-ul este pregătit să asigure încălzirea la iarnă? Da, pentru această iarnă sunt convins că CET-ul va face față și suntem alături de ei și încercăm și avem o colaborare excelentă, trebuie să recunosc că avem o colaborare excelentă, în așa fel încât populația să nu sufere de acest an, adică să aibă posibilitatea să încălzească. Populația trebuie să facă însă și economii la iarnă, la fel și instituțiile publice, spune primarul Mircea Gutău. Bineînțeles că oamenii vor face și economii, fiecare dintre noi facem economii. Așa ne recomandă și premierul? Așa ne recomandă toată lumea, până la urmă ne recomandă și buzunarul să facem economii și poate nu vom mai lăsa, și mă refer aici la școli în general, voi ruga pe directori să nu mai lase geamurile deschise, să iasă căldura pe geam. Va trebui fiecare să ne punem sistem, să reglăm căldura, să oprim vinerea, să dăm drumul luni dimineața, deci să fim mai gospodari. La primărie veți face, veți lua măsuri pentru a reduce consumul? Cu siguranță, asta nu înseamnă că vom sta în frig, dar de redus noi în permanență la primărie avem deci acel bun simț, în așa fel încât vinerea să fie închisă căldura și luni la ora 5 dimineața să deschide căldura. Deci face o economie 2 zile, deci e un lucru pe care îl fac și acasă.